Avem nevoie de istorie. Și în toate părintele Gruia Zanfirescu, preotul slujitor la Apărghen, se reprezinte bisericile din Balcani, deci montajul pe care părintele a luat mătruința să ne reprezinte. Până când reprezinte părintele Gruia Mihail, că ești mișta la Biserica Prozioului, vă spun o mărturie frumos despre al Românii din Balcani. Mie eu am fost de mic, așa, învățat, după ce mi-aș fi ca să umbr cam prin lume, așa. Dacă mergeți în Bulgaria la studiul Anderini, nu știu, poate foarte scos, Riva, mănăstirea Riva, e ceva care nu mai găsit în toată lumea. Nici greci nu au, nici ruși nu au așa ceva. Acolo este un diavol care e din 5 băieți la părinți și e un băieț de acolo care stă la București și a fost și copilul nostru antic, unde eram aici spiritual, stă la București, pe Mimahari, și diavolul de acolo, prin Atanasie, e din 5 băieți la părinți și a spărit de eu mai știu doar câteva cuvinte românești. Bunica mea, bunica, exact bunica mea așa cum. De câte ori mergem acolo, e tot mai împărânt așa puțin. Și avem o dată, sigur, se simte sângele și acea dragoste dumnezeiască între noi români. Deci dacă mergi văd acolo, ești singur diavol la Riva, întrebați, este din Vlad, pentru că sunt Vlad. Vorbești foarte, foarte frumos românești. Și a fost mutată, nu transmată,
când se vede, dacă vă uitați sus, la baza crucii se vede munte, de fapt, nu are aluia unei biserici pe interior, ne fără este o casă pur și simplu pătrată. Aici nu se vede păstărești. Este Sfântul Epitaf care este purtat în, păstrat în biserică și scrie în românește, pur și simplu. Iosif și Nicodice cu punchi, uitați-vă, Iosif și Nicodice cu punchi, te vedem în drum prea curatul tău, deci sunt vestigii ale culturii și ale credinței românești.
ce este locul unei vechi instituții are în cimitir, care a căzut în timpul unui bombardament în timpul Războiului Mondial, așa este refăcută, așteaptă ajutor inclusiv din România pentru a fi ridicat. Este dorința lui, iar aici este cimitirul. Cei care m-au soțit mi-au arătat vechile plăcile mornite unde scria în românește. Aici este mormântul lui Constantin Belimaș, cel care a compus imnul românilor părintească de mântare, care este scris pe planca de pe mormântul de acolo. Și mai puțin se știe că el este, că acest imn a fost compus chiar aici în București. Era de la o mică afacere în zona centrului vechi și acolo într-o seară, cu mai mulți prieteni adunați, au compus acest cântec. Plăci vechi de mormânte care sunt profanate, multe dintre ele. Iar aici este mormântul lui Apostol Margherit. Și acesta profanat se vede că s-a încercat deschiderea lui pentru a se căuta diverse valori. Aici este mormântul lui Milton Manachia, cei de frații Arache și Milton, care sunt originali din Altela, dar care au ajuns în Pitolia. Pitolia a fost un monastir, iar aici au pus bazele cinematografiei balcanice, care s-au ocupat prima oară cu cinematografia, și toate fotografiile pe care le-ați văzut, derulate înainte, cum vorbea doamna Berciu, sunt fotografii din colecția Manachia. Au făcut foarte multe fotografii și au fost furnizorii casei legale românești și lucrau și acelei din Serbia și altor case. Lângă Victoria, Zmin, sunt patru sate care aici este Târnova, este biserica din Târnova, care la fel a fost construită în 1780 pe pământul cumpărat de români de la Bey Turk și a căzut și a primul război mondial. Primul război mondial a făcut ravagii acolo în zonă și este reconstruită după primul război mondial. Ce este important că aici Dimitrie Atanasescu, un fost proiector din Constantinopole, în 1860, când a auzit de înființarea Comitetului Macedon Român la București și a văzut manifestul publicat de acest comitet, a venit în țară, s-a instruit la liceul Matei Basarab, și apoi a plecat și a deschis aici prima școală a română din Balcani, în 1864. Arbori seculari care sunt o emblemă a românilor, fiecare sat al românilor veți vorbi, în centru, unul sau mai mulți arbori care se adună, sunt impresionanți, într-adevăr. Și lângă Târnova este Măgarova, care are două biserici impresionante. Acesta este Sfântul Dimitrie. Nu are pictură interior, dar are aceste spații imense. Și este prima biserică care a fost construită în această zonă, o biserică cu etaj. Încoace este cealaltă biserică, Sfântul Gheorghe, care este la
câteva sute de metri una de alta. Ce este Biserica Mare, Biserica Catedrală. Aici avem altarul din partea stângă. Bisericile reacune, multe dintre ele au câte trei altare. Deci, în altarul din partea stângă, în fața Sfintei Mese, este o flocadă sau un blocat, cum spunem noi, în Muntenia, o țesătură de lână cu floacele acestea scoase în afară, care poate și ea să este un emblem al românilor. Multe biserici au astfel de inscripții, aici se vedea în 1800, aici e parte de răsărit, fața de răsărit cu cele trei altare, altarul principal mai mare și două mai mici, iar pe aceste vedeți, de exemplu, crucea, soarele stângă dreapta și tot stângă dreapta, în partea de jos, arborele vieții, am întâmplat jos. Singurul meu regret e că nu se vede de Moldovei. Suntem în Moldoviște, o localitate tot pe Via Ignația. Via Ignația este vechi drum roman care lega actualul Durrës din Albania, pe coasta Adriaticii, de Bizanț. Tăia Balcani în două, iar statele românești, la române, sunt de o parte și de alta acestei Via Ignația. Sunt cei care păzeau calea mare, drumul mare. Aici satele sunt la înălțimi destul de mari, peste România de metri, multe dintre ele, și de mir că într-un sat în care ai mers vreo 8 km pe un drum care abia se încăpea mașina ta, dar apoi să te mai întâlnești cu altă în sens opus și ajungi la o astfel de înălțime, găsești o biserică atât de impresionantă, biserica Sfânta Parascheva sau Sfânta Petra, cum spun slavii, care a fost construită în 1856, pe locul altei mai vechi din secolul al XVI-lea, al XVII-lea. Este impresionantă, foarte frumoasă și era cea mai mare la vremea respectivă. Din acest sat, din Moloviști, este originalul Balamaș, cel care a scris imnul românilor. Aici este fațada de vest, tot cu un etaj. La etaj acum funcționează o colecție de icoane, peste 100 de icoane, multe din ele cu inscripții în românește. Și vechimea noastră se întinde până la 400 de ani. Casa paroșială. Iar aici, pe fațada sudică, este Sfântul Gheorghe, făcut în marmură. Sfântul Gheorghe, neomartir, martir la începutul secolului al XIX-lea, iar ei, în 1856, era foarte puțin timp după martirarea său, au avut curajul să spună pe biserică, deși era un imperiu otoman, era o sustăpânire musulmană. Iar aici este Sfântul Gheorghe, pe care sunt cu toții martirul din noastre creștini. În biserică, în biserica din Moloviște, dacă ajungeți și vă recomand să ajungeți, veți vedea poate cea mai frumoasă canapetează, mai este impresionant, are 100 de metri pătrați, este sculptată în bazorelief adânc și am întâlnit una foarte frumoasă sau asemănătoare de frumoasă la Biserica Sfântul Eleftheriei Nou. Aici vreau să vă arăt, se văd pe jos mărgării de ieci, multe biserici. Pe acolo am întâlnit ieci, pentru că sunt foarte mari și este strepă de posibilitatea să intre și foarte gros din mai scurt de acolo. Aici este Sfânta Parascheva, patroana bisericii. Este vorba de Sfânta Parascheva romană, nu Sfânta Parascheva de la Iași. O martiră din
special pe la icoane ale Sfintei Parascheva de la Iași, veți vedea că într-o urmă din viața Sfintei Parascheva romană, neștiind pictorul pe mărășeni, confundă vieții Sfintei Parascheva de la Iași cu Sfânta Parascheva romană. Aici este gata pe deasma. Se vede o lucrătură foarte frumoasă, o numește Dimitrie, a făcut-o pe la 1992, a realizat. Domnul care deschide și ține cheile bisericii, și mai ales e singurul din sat care știe codul de alarmă, pentru că în foarte multe biserici din Macedonia, dar și din Albania, după 1990 s-au furat foarte multe icoane și obiective bisericești. Stătea aici, unde se văd lumânări, iar pe cele două stele și crucea din mijloc scria că acest obiect a fost dăruit de biserici din Morobiște, spunea numele bisericii române, este de reflătat în Mărești, este inscripție în limba română și nu spune decât de educație. Donate bisericii române din Morobiște. Aici erau doi localnici care au auzit că a venit un preot de la București, m-au așteptat de mașină, fiind de aproape două ore, pentru că vreau să vorbesc cu cineva venit din România. Iar vis-a-vis de Morobiște este alzat peste deal, peste cu numele de Gopeș, este tot un sat pur românesc, aromânesc, dar este nelocuit pe timp de vară. A devenit un sat de vacanță, un sat de vară, pentru cei care vor să se destindă. Iar în spate se vede muntele Peristerul, este o rezervație naturală, iar cele trei sate de care am vorbit până acum, toate sunt în cadrul acestei rezervații naturale. Aici, în Gopeș, a fost a doua școală a română din Balcani. Avea 100 de ani, 400 de case și 2600 de locuitori. Biserica este Biserica Schimbării la Față, din 1970, ridicată, când au aflat Gopeșenii că cei din Morobiște și-au făcut o biserică mare și frumoasă, cea de înainte, au fost să-și facă și una mai mare și mai frumoasă și au reușit să intre. Acum biserica era în restaurare și nu am putut să intră, în schimb, albumul editat de Societatea de Cultură Macedo-Română veți vedea aici, s-a construit și un hotel, nu era nici el funcțional, deocamdată, dar probabil că la următoarea vizită ne vom lucra de cazare. Ce este impresionant, creștele sunt roșu, galben și albastru. Da, multe biserici din zonă și o să vreau cine va avea întrebare de la sfârșit, la Șinsca, de exemplu, creștele sunt într-adevăr partea
ce este peste Nistru, spre Bug, da, toată partea asta. Aici avem un barat, care este la Sânt, partea baratului care a rămas la Sânt, iar aici Valea Timocului. În regiunea aceasta, care acum este Bulgaria, Macedonia, Albania și Grecia, înainte era doar Imperiul Otoman și toată zona aceasta comunica fără niciun fel de granițe. Este zona aromână, unde găsim, uitați, din clarele acestei aromâne puternice. Iar aici, pe râul Vardar, sunt meglenă românii, sunt bulgari, pentru că nu se vede bine. Iar aici, în Croația, părțișorul acesta mic, sunt istro-românii. Cei câteva zeci care mai vorbesc astăzi limba română și istro-română. Deci noi am fost aici în zona Vitor și am trecut în Albania, în zona Corcea, aici, la marginea, la granița cu Grecia, dar am vizitat și celelalte părți, dar acum vorbesc doar de zona Corcea. Este o zonă puternică a română. Este o panoramă a Corcei, din păcate nu se vede bine, panoramă de 1905. Se vedeau bisericile. Erau două biserici ale românilor, Sfântul Sofie și Sfântul Gheorghe. Acum este imaginea actuală a Corcei din același loc. În drumul spre Moscova, e clar, chiar ar întâlni și în drumurile noastre spre Constanța sau în alte zone, este un bloc comunist, ca să vedeți diferența între ce s-a făcut înainte și ce a fost în vremea comunistă, cum au vrut să șteargă. Este un oraș frumos în care tot centrul a fost refăcut din banii primăriei, chiar dacă aceste case, aici sunt proprietate privată. Aici era în partea dreaptă, este urmat nivelul, un șef al comunității a Române, aici pe scenă soția și fica sa sunt în cadrul operei mai bun. Aici pe Bulevardul Republica este locul Bisericii Românești Schimbarea la Față, care a fost demolată în anul 1968 pentru a se construi acest bloc. Un bloc simplu de trei etaje, fără niciun fel de arhitectură deosebită. Aici sunt fotografii ale unui român, românul albanez, ajunge de în Statele Unite, Miria. Iar aici sunt fotografii făcute în timpul șederii familiei sale în România, în centru de pâine, liceul Lazar, oameni care vin de la Sfărătul, mă rog, să fie pe acolo undeva și mi-am dat seama că e făcut în România. Aici este baza din Corcea. Iar aici este fântâna care amintește de Papa Lambu, Aralabie Balamace, martir a român din Corcea, care a luptat pentru limba română și pentru nația română, care a înființat mai multe școli în Pleasa și în Corcea, mai multe școli românești, și care a fost ucis în ziua de Paști, în 1914, mai împreună cu fratele său și cu alții arzumeni. De greci, da? Frații noștri ortodoxi. În ziua de Paști, pentru că a slujit în limba română, pentru că slujea în limba română, pentru că îndemna toată populația română să își recunoască tradiția și deștile din limba din
au preferat aceste lucruri mai izolate, în care puteau să se apere, să își păzească afluțul mai ușor. Pe Trică Bațu, pe Rude Aragii, pe Meni, a vrut să scrie și numele în via sa română, pe Trică Bațu. Mi-am plăcut și la fotografie, iar aici este casa care de acum 3 ani locuiește casa părintelui Caralabii Balamace. Însemne creștine ca și la noi. Aici este fosta școală românească din Corcea, din Corceaua, care acum este în ruină, dar aici, după 1991, s-a slujit în limba română, în Biserica Sfântul Sofie. Este emblema pe ușă, Paraclisul Sfântul Sofie. Este un paraclis improvizat pentru a sluji nevoilor românilor de acolo. Paraclisul Sfântul Sofie, Societatea Culturală a Românii din Albania, filială a Corcea. Aici este prima școală albaneză care a funcționat în Corcea prin dotațiile unui negustor de la București. Aici este, dar acum este restaurată, renovată cu alt chip, biblioteca municipală de acolo, biblioteca orășenească, care este făcută pe locul celelalte biserici a României, Sfântul Gheorghe. Iar aici un arhitect canadian care a fost adus să refacă fața orașului, a avut inspirată idee ca pe Caldară să proiecteze imaginea catedralei care a fost în acel loc. Bulevardul poartă numele de Sfântul Gheorghe în amintirea bisericii de acolo. Aici este casa românească, pe bulevardul principal, o casă din perioada interbelică, un locul care ținea de legăturile cu România, iar acum aici este actuala biserică episcopală, în stil grecesc, și unde se slujește în albaneză. Aici la biserica română, actuală biserică, ridicată de Părintele Părintele, la pandar care era o masă pusă reprezentată în biserică, am văzut această cruce care are scrisuia Tatăl nostru în limba română. Și simplu limba română. Este actuala biserică românească, ridicată de Părintele Dumitru Gheorghe, cu contribuția Guvernului României și a donațiilor românilor din toată lumea. Înăuntru, vedeți, roșu, galben și albastru predomină. Aici este listă cu principalii donatori și scrie fiecare de sfârșit în România și în Statele Unite ale Americii. Și clopul de la care e? Da, aici sunt steagurile bisericești vechi. Sunt cu inscriții în românește. Iar aici era vedista lor, frăția,
iar între articole era, uitați, se vede prima fotografie, stând de la sus, România 100 de ani. Vorbeau de aniversarea a 100 de ani de la Unirea cea mare. Metoda română, scoasă de editura Credania. Jos, în subsolul bisericii, s-a angajat un loc de întâlnire, de ședințe, de catecheze, iar părintele actual, care este albanez, nu știe la română, dar este foarte primitor, a făcut un curs Dumitru Berina, în spate se vede fotografia părintele Dumitru Berina, care, așa cum spune și doamna Berciu, a învățat aici la Curtea de Arte, la seminarul de la Curtea de Arte și avea sentimente profund de românești. Am stat de vorbă cu Dumitru, mi-am fost acum 4 ani de zile. În cancelaria bisericii se păstrează bustul părintelui Paralabie Balamaș, martirul pe care s-a vorbit în această aură în data de 10 mai. Bustul este făcut la București de Aristide în 1924. Este biserica Sfântul Schimbarea la față, Sfânt Sofie, din Abateză, afectată de cutremurul din 1930, dar demolată în 1968, pentru a se face acel mizerabil bloc de 3 etaje. În biblioteca bisericii predomină cărțile în limba română, cărțile de cult, bineînțeles. Iar aici este cealaltă biserică, Sfântul Gheorghe, pe locul căreia s-a ridicat așa o bibliotecă orășenească. Uitați-o, e fotografie făcută în ziua de Paște, în 1917. Sunt două biserici, sau erau două biserici, ca niște catedrale ale noastre în ziua de astăzi. Aici este vechea casă în care e și munte de unde au fost ridicat, pe a fi materializat părintele Paralabie Balamaș. Lângă Corceanul Fișaua se află în Moscopole, la 16 km de departare. Este drumul spre Moscopole. În Moscopole, cine nu știe, dar nu cred că e cineva care să nu știe, a fost o mare metropolă a românilor în secolele al XVII-lea, era al doilea cămăriere după Constantinopol, era cel mai mare oraș din Balcani, avea până la 70.000 de locuitori și 26 de biserici, dar cu paraclisele și cu mănăstirea ajungeau până la 70 de biserici. Avea la 1700 avea școală, colegiu, academie, tiparniță, sunt maroc, bibliotecă, înființată în 1710. Deci au plecat foarte multe familii care au ajuns în Imperiul Austriac, în vremea aceea, și în Transilvania la noi și în țările române, în Moldova și țara românească, și au adus un flux nou de români și un flux nou de cultură. Mari familii din Viena și din Budapesta se trag din Moscopole și chiar dacă erau din altă zonă, au fost marginatropi, au ajutat foarte mult la ridicarea acestor două orașe și au primit titlul de baroni ai Imperiului. Familia Sina, de exemplu, dar și Andrei Baroneșadon, tot din zona Albaniei astăzi. Aici era Teodor Cavalioti, cel care a scris
grești care nu înțelegeau că cineva poate rosti cuvânt de învățătură sau să teologisească în altă limbă decât cea grecească. Chiar spunea de Turcie, încercau să creadă că Dumnezeu nu poate să înțeleagă decât limba greacă. Aici este orașul Moscou, că e un sat mai mare, vreme scurt pentru la 5-6 oară. Aici, datorită bogăției amenate de moscoveni, a fost ars în mai multe rânduri de albanezi, de turci. Aici este un pod de vreo 500 de ani care mai are restaurare, iar în dreapta sus se vede o mică bisericuță, Biserica Sfânta Parascheva, care este pe locul celei mai vechi biserici din Moscova din secolul al XV-lea. Se păstrează câteva biserici în Moscova. Biserica Catedrală Adormirea Maicii Domnului este stilul specific bisericilor din Moscovole, în stil de bazilică cu trei nave. Aici este fațada sudică care trebuia să aibă un privor destul de amplu, se văd coloanele care susțineau arcadele, privitoarele erau pictate în regime. În partea de sud exista, în partea de vest, un exonartex foarte larg, tot pe coloane, nava principală, naosul și cele trei altare. Aici se păstrează din plinvor, nu numai în această icoană a Maicii Domnului, însoțită de Rahanie și portretul Sfântului Ioan Gură de Aur. Și restul și aici, de exemplu, este din zborul Tămăduirii, o creștină. La fel, toate bisericile aveau această campanie, acest drum pe o portință, pe mai multe etaje. Deci, aia este un portință cu 4 etaje. În majoritatea, chiar în toate, în subcupola principală, din piatră, este această stea, care reprezintă mijlocul lumii sau locul nașterii Mântuitorului, care este și un simbol al românilor din Balcani. Da. Mănăstirea Sfântului Ioan Botezător este cea mai veche din cele păstrate, de la 1600 și ceva. A suferit foarte mult în timpul primului război mondial. Zona a fost ocupată pe rând de greci, de italieni și mi se pare că și trupe franceze, oricum nu s-au portat frumos deloc cu sintele lăcașuri. În al doilea război mondial, de asemenea, a fost ocupație nazistă și grecească pe rând. Iar din mănăstirea Sfântului Ioan a rămas intactă doar biserica, și aceasta cu stricăciuni. Este un izvor celebru la biserică, la mănăstirea Sfântului Ioan. Acum, când a fost, erau niște musulmani care își pregăteau acolo bairam, în ce făceau, țineau la receperea și apa minerală, extreme de Moscova de sus. Iar aici este pictura care s-a păstrat în biserică. Multe biserici din zona Torcea și din Albania au poartă semnături celebre, frații geografii care au pictat în zona asta. De exemplu, aici la Sfântul Atanasie, sunt cei care au pictat biserica. Aici este Sfântul Atanasie, biserica. Se văd cel mai bine blocile, părți sau plăcile, cum spunem noi, plăci de piatră, de ardeție, foarte grele, puse una peste alta, pe un acoperiș. În toate bisericile
nu mai există. În vremea comunistă, în 1968, Albania s-a declarat stat atel. Și au fost închise toate bisericile și toate moscheile. Nu a existat nicio biserică deschisă, iar preoții care trebuiau să săvârșească un act de cult, un botez, de exemplu, o casă particulară, erau împușcați, nu se discuta. Există mulți neomartiri care au îngrozit să încalce această interdicție. Iar bisericile au fost transformate în depozite, aici la Sfântul Atanasie au fost depozite de armament, pentru că conducerea Albaniei era înnebunită de un atac italian sau grecesc și atunci, în Albania, de nicăieri, cât Oltenia noastră, erau 700.000 de cazemate. Cazemate, chiar pentru o familie, câte o familie se poate intra acolo, să aibă ceva înainte și o intrare în satele țara de dușmani. De celebrii frazografi Constantin și Atanasie, care au pictat moscopurile la Vesculci, în Ardența și la Măsăpunte. Aici, la moscopurile, Sfântul Atanasie este terminată pictura în 1745, dar din galeria de celebrii pictori albanezi fac parte și Italia Selența, în Lufrie, avem ceva probleme tehnice, probabil. Vedeți, pe afară se văd încrustate sau prinse în perete cruci de piatră. Aici, cea din stânga arată donatorii, cei care au sponsorizat dedicarea bisericii. Sau, în mijloc, deasupra este o mică cruce care are rozetă soarele, acel simbol pe care îl întâlnim și la noi, peste pe caselor din Muntenia sau de Ardeal până în Marea Mureș. Acum se vede mai bine. Iar acesta este punctul vieții care m-a spus să întâlnești în toată zona a Românii. Este pictura din de la Sfântul Atanasie, este celebră sus, nu se vede pentru că puntea soarele invers, contra jur, este o scenă celebră a martirilor. Este o friză întreagă a martirilor și cine ajunge acolo este impresionat de această scenă, iar sus, chiar la intrare, primul lucru deasupra acestei scene a martirilor este învierea Mântuitorului. Multă pictură din Albania a fost stricată de musulmani. Au venit și au răzuit fețele sfinților de ateii comuniști în perioada comunistă sau de creștini hamburnici care credeau că dacă scot ochii Sfântului și îl beau într-un pahar de ceva, atunci se vor vindeca de o boală de ochi. Mă rog, similar face părțile ale corpului. Și foarte multe scene sunt stricate sau de turiști care au înțeles să-și lase numele și anul când au vizitat biserica. Dar, de exemplu, aici am văzut 1861, 1884, că sunt obiceiuri vechi pe care le-am întâlnit și la noi în amănăstire din Moldova. Cel cu pictură exterioară.
devastată biserica, deși avea o pictură de 300 de ani, o pictură de mare valoare. Iar ce n-au putut, în urma unui incendiu, a fost... a căzut pur și simplu. De aceea, biserica este deschisă tot timpul, neavând cineva ce să... ce prejudicii să mai facă. Doar aici, la sfârșitul prosomidia, se mai vede scena Mântuitorului, Maicii Domnului și Sfântului Ion Botezătorul, și aceasta aștept să se văd urmele incendiului. Câteva nume de la prosomidia. În curte, în schimb, din vechea catedrală, se mai găsesc câteva scânduri lăsate în voia ploii și a vântului. Deci este Biserica Sfântul Arhanghel Mihai, nu se mai păstrează nici aici pe dvorul, în schimb se vede urma vechilor paracliese, două paracliese, Sfântul Spiriton și Sfânta Barbara. Exonat textul aici l-am fotografiat, ca să vedeți altul era un exonat text al unei biserici cunoscopole, câtă lume putea să cuprindă, și coloanele de piatră. Din exonate s-am putut să fotografiem și în interior, iar aici, într-o frătătură a zidului, cineva pusese o donație, pusese un donație acolo. Da. Și Sfântul Nicolae, ultima biserică vizitată în Moscovole, este o biserică unde surgește Părintele Samara, a român, surgește la română și în albaneză, și este singura biserică unde se surgește în Moscovole. Restul sunt muzee, sunt deschise. Iar la Sfântul Atanasie, acolo este folosită doar capelă de cimitir. Aici frații fotografii au pictat cum se mai păstrează decât în proporție de vreo 40% din vorul. Aici este bărbuța din vorul, linia rupelită cu un cobor cu motive populare, focul viu. Cred că în toată lumea există acest motiv. O hartă a Moscovului de la 1742, unde se remarcă cele 14 cartiere și bisericile, dacă apropiem să poate vedea mai bine. Din păcate, în interiorul bisericii nu ai voie să fotografiezi nici aici, nici în celelalte biserici din Moscovole, fiind în Patrimoniul Național Albanez, ești însoțit de un reprezentant al Ministerului, care nu se permite. Și ultima biserică pe care vreau să vă prezint, da? Și sta în lângă Moscovole, urcând, bineînțeles, vreo jumătate de mașina, ajungem aproape la 1300 de metri și întâlnim Biserica Sfântul Gheorghe. Aici se văd foarte bine plăcile de ardezie, biserica în toată splendoarea ei. Vă rog să vă imaginați și aerul curat care este acolo să... și sentimentul de apropiere de cer, locul unde se aprinde un model. Aici, în schimb, am avut bucuria de a fi lăsat să
împrejurul este de cuvântătoare judecată, sus, vedeți, în proiectul judecății, în dreapta proiecte focuiatul, iar în stânga sunt dreptii. Biserica este foarte frumoasă, la fel, vădia de la Lingheși, vă spunea. Iar aici au să remarcați, sper să se vadă pe duși, fidelitate. Roșu, galben și albastru, vedeți? Fiza Sfinților, sus e albastru, la mijlocate, și jos e roșu, respectând chiar ordinea, așa cum este purtată pe veșnicele din Ardeal, albastru sus întotdeauna, albastru spre cer și roșu spre pământ. Ca Sfântuitorul, scena de Isis, Sfântuitorul Maria Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, roșu, galben și albastru. Un paradis lângă Biserica Sfântă, unde se păstrează o fresă veche cu Sfânta Maria, Sfânta Mare Mucenită Maria. Iar sus, în Naos, în Biserica Principală, este, dacă pot să vă spun ceva, foarte frumoasă și masă de idei. Foarte luminoasă, așa de luminoasă și de luminoasă. Aici am întâlnit localnici, dar și la Vitruș, și la Denița, și la Bocoștița, cu care ne-am înțeles foarte bine, cunoștind dialectul român și ne vorbind în limba română literară, dar fiecare vorbind în dialectul său, în limba sa, am putut să înțelegem foarte bine, foarte bine, chiar ca și în Macedonia, acolo. Iar aici, din nou, soarele, scurtat pe ușușă de intrare, arborele vieții și sus, doi bătrâni, motiv și pasărea sufletului, motivul acelor bătrâni, fiindcă celor dator să mă rândesc și pe coloanele de la intrare din sonată. Cam atât. Atât trebuie să ajungem și la bibliotecă. Da. Și le-aș putea și pe cele din Grecie.